Dragă B, deși ne cunoaștem de aproape 40 de ani, nu ți-am scris niciodată o scrisoare. Dar uite că a venit momentul să o fac. Știu, o să spui că nu e nevoie, că de vorbit, vorbim mereu. E, lasă-mă să încerc. Sunt și eu curioasă să văd ce o să iasă, dacă reușesc să fiu sinceră. Asta aș vrea, asta vreau, să pun în câteva rânduri pe căprării temele care cred că ne leagă umbilical și extensiile lor. Nu ne-am ales, asta e clar, așa cum nu-ți alegi părinții. Dar eu am ales de câteva ori în viață să nu te părăsesc. Oare știai asta deja? Da, am ales să rămân aici. Nu pentru tine, dar cu tine. Probabil că pentru mine, pentru ai mei, de frică, de lene. Dar tu mi-ai fost și confort și scut și m-ai acceptat mereu fix așa cum am fost. Ai fost teren nesfârșit de joacă, ai fost ring de dans de sute de ori, m-ai ascuns când am avut nevoie, m-ai lăsat să mă pierd fără să mă rătăcesc, m-ai lăsat să râd, să plâng după nevoie, m-ai lăsat să fiu eu, când eu nu mă lăsam să fiu eu, și îți mulțumesc. Am avut grădini care m-au scos din depresie, trasee de tramvaie care mi-au temperat emoțiile de adolescentă, parcări unde mi-am dat sufletul de prea plin, de bucurie, de supărare și m-ai lăsat să țip fără să deranjez și nu uit, m-ai acceptat în toate formele mele fizice și psihice. Nu cred că greșesc când spun că m-ai salvat nu doar odată de la a pune punct. Să știi că nu-mi pare rău că trebuie să te împart cu atâta lume. Asta face relația noastră cu atât mai specială. Și totuși mă întreb de unde ai atâta putere să fii pentru fiecare în parte și pentru toată lumea în același timp. Cu fiecare etapă a vieții mele, cu fiecare vârstă, cu fiecare schimbare mai importantă, te-am descoperit altfel, te-am redescoperit. Când eram mică, știam atât de puțin din și despre tine și mi se părea că știu totul. Și anii au trecut și cu cât ești mai mare, cu atât ești mai difuză și eu mă simt mai mică. Și cu cât te cunosc mai bine, cu atât am impresia că te cunosc mai puțin. Ești fabuloasă, dă-mi voie să te feminizez măcar un pic, măcar aici, măcar acum. Ești plină de surprize, ești plină de secrete. Cum avem noi alunițe și cicatrici și amintiri și semne pe corpurile noastre, așa și tu. Ești strat peste strat peste strat de memorii individuale și colective și tu, de una singură, tu le duci pe toate și te lupți să le păstrezi vii. Repet, ești fabuloasă. Cât de greu ți-au fi fost și ție în ultimii 2 ani, iartă-mă, poate cu asta ar fi trebuit să încep. Mai poți? A fost liniște. Ai respirat mai bine, ai dormit mai mult, te-ai recuperat un pic, dar ai și pierdut enorm, nu? Ți-a fugit și ție pământul de sub picioare, cum au pățit atâtea persoane și atâtea familii în pandemia asta? Că parcă nu era capitalismul destul de sinistru, parcă nu era de ajuns. A venit criza asta să accentueze dezastrul inechităților globale. Au sunat alarmele, sirenele. Liniștea a fost mai mult rea, mai mult neagră, ne-a fost frică, ne-am izolat pe clase sociale și profesionale. Poate tu credeai că o să fim mai solidari, eu așa am crezut, dar n-a mers nici de data asta. Și de tine, B, a uitat multă lume. Ce am făcut? Am sufocat gunoi proaspăt și tu porți acum măștile chirurgicale ale tuturor. Mă întreb dacă mai ai aer. Copacii tăi mai respiră? Păsările te mai vizitează? Să nu te superi pe mine, dar eu te iubesc cel mai mult când sunt acasă la mine. Acasă nu-mi e rușine că mi-e bine, pe când afară e greu uneori, e prea multă suferință și mi-e rușine. Mi-e rușine și cu cât închid ochii la durerea și neputințele din jur, mi-e și mai rușine. Dar eu te iubesc. Te iubesc și când e primăvară și ninge în aprilie cu fulgi de plop, și în luna mai, când reiau plimbările lungi cu prietenele mele și căutăm să găsim locuri noi, să vedem ce mai e din ce era și din ce era ce n-am știut,
Și eu te iubesc toamna, când e plin de frunze colorate și uscat zgomotoase, și nopțile de vară, când parcă toată lumea a rămas acasă, e pe străzi, și când e liniște de te doare, și când e aglomerație de nu mai poți să respiri, și gălăgie de nu-ți mai auzi gândurile. Când miroase a mâncare, sau când aud muzică și se râde prin curți și prin ferestre deschise și din depărtare se aud trenurile. Atunci casa mea se mărește și ești cu totul casa mea și bucuria tuturor e și a mea. B. De fapt, eu te iubesc pur și simplu. Sunt dependentă de sunetele și muzica ta. Amestec de tot ce umblă și mișună la suprafață și în interioarele tale. Și de câte ori încerc să le ignor, să-mi astup urechile cu căști, mă simt incompletă. Auzi, draga mea, B, tu cum reziști la durere? Tu cum faci față? Cum? La sărăcie, la suferință, la mizerie, la urâțenie, la grosolănie, la mârlănie. Am impresia că ierți prea ușor. Sau uiți. Greșesc? Probabil că da. Uite, acum înțeleg de ce umpli ruinele caselor și clădirilor goale cu plante. Ca să ne arăți că acolo e loc de trăit, de fapt. E spațiu vital, e spațiu care are nevoie să fie ocupat, locuit, că e loc, de fapt, pentru toată lumea, nu? Pentru oameni, pentru animale, pentru plante. Mai pun o întrebare dură. B. De ce permiți ca atâtea persoane, femei sau persoane vulnerabile din diverse motive, de ce permiți ca ele să fie agresate, fragilizate, minimalizate, diminuate, ținute în frică? De ce nu te opui? Nu știu, de ce nu răsar spini și țepi din pământ? Eu nu am fost în situațiile astea, mă rog, tu știi. Dar m-am pus în pielea altora, am încercat să te văd altfel și m-am speriat. Prin poveștile și experiențele prietenelor mele, prin personajele pe care le interpretez, prin istoriile de care aud și citesc, prin ceea ce văd, am empatizat cu toate și mi s-a făcut frică și m-a durut fizic și carnea și sufletul. De ce nu poți fi spațiu sigur pentru toată lumea? Cum să te ajut eu să fii tu pentru toate spațiu sigur, așa cum ai fost mereu pentru mine? Într-un mod magic, știut numai de tine, eu m-am simțit mereu protejată, am fost mereu în siguranță în brațele tale, pe care cel mai des le numesc străzi. Nu o să te mint, dragă B, cred că nici nu am cum. Deși îți iau apărarea când cineva te vorbește de rău și mă doare să aud că te jignește lumea, unele lucruri care se spun despre tine sunt adevărate. Și nu, nu te compar, nu cred în motivarea prin comparații, prin concurență, din contră. Tu ești doar tu și nu facem decât să încercăm să trăim cu sens, să ne educăm reciproc, să ne lăsăm modificate prin emoții și gânduri. Dar, B, uneori chiar nu ești destul de convingătoare. Nu te mai lăsa intimidată, nu mai accepta orice, revoltă-te, strigă, cere ajutorul. B, dragă, tu ce-ți dorești? Tare aș vrea să știu. Aș vrea să contribui și eu la bucuria ta. Dar nu fi prea discretă sau subtilă, pentru că nu o să înțeleg. Uite, ce pot eu să-ți ofer, să-ți promit chiar, este că nu o să te mint și că o să încerc să nu mă mai păcălesc. Că nu o să te compar niciodată cu alt oraș, cum n-am făcut-o nici până acum, că o să ies din carapace când va fi nevoie, mai mult. Uite, cum fac acum, de exemplu. O să fiu mai prezentă în afara spațiilor mele sigure. O să am încredere că spațiul public e public și îl merităm și că poate să fie și el un spațiu altfel. Un loc al dialogului, al întâlnirilor. Un loc al artelor, al dezbaterii, un loc unde să învățăm împreună. Ce poți să-mi oferi tu? Ceea ce eu am din ce în ce mai puțin și tu ai din plin. Timp. Dragă B, ne doresc conviețuire bună, ne doresc îngăduință, tandrețe, răbdare, curaj, ne doresc să fim sprijin una pentru cealaltă, dar și pentru cei din jurul nostru.
Sigur, la tine e mai complicat, tu ai multă lume în grijă. Iar eu de-abia mă descurc cu mine și cu o pisică. Scrie-mi și tu. Cu drag. Ca. Pese. Nu, nu. Sunt egoistă. Nu-ți pierde timpul cu mine. Eu sunt bine. Tu mai bine ocupă-te de cei care au nevoie mai mare să fii lângă ei. Au nevoie mai mare de tine. Iar eu promit că revin în mai puțin de 40 de ani. Mulțumesc, dragă mea.